Când a intrat în emisiune, nu că l-a văzut în emisiune și... În alea două luni, Alexandra nu l-a văzut niciodată pe Gagea cum se manifestă. Văzându-l aici în emisiune că s-a sensibilizat și a vorbit-o frumos și nu știu ce, probabil i-a trezit. Exact, mulțumesc, Patrick. Mă rog cu TikTok. Dar dacă Gagea nu vede la emisiune, mai exista acel interes? Ea s-a scris la câteva zile. De la început a menționat-o, nu știu cum. A menționat-o? Păi, Patrick, doar în prima zi. Pe rând, vă rog, din tot sufletul meu. Alexandra, ce ne-ai făcut? Deci, Alexandra a zis că s-a înscris pentru el după în prima săptămână, după ce el a apărut. Nu mi-a spus exact. El că ea în prima zi, în primele zile. Păi da, a zis nimic, n-a știut să-mi răspundă mie la întrebări. Da, atât. Nu știe dacă se va păca. Nu, a zis nu cred. Nu cred. Da, nu cred. Păi pentru un nu cred. Păi și din asta tu vii și te înscrii la casa. Da, din asta. O fată care își dorește să se împace cu el în condițiile în care nu i-a vrut să se împace. Și două luni de cine vrei să te împaci? Pentru că n-a vrut, care sunt ce vrei să-i fac. Reacțiile lui în situația asta. Reacția? Pe rând, vă rog. N-a avut reacții la a zis posta că nu cred că mai loc tu, Giulia, tu, dacă îți dorești. Nu pot să-mi stric vocea. Mai pe rând, vă rog. Zi, Patrick. Giulia, tu dacă îți dorești un om, da, îți dorești să cunoști pe cineva și simți o mică portiță sau simți că persoana respectivă a spus nu cred că mai e loc. Tu dacă îl iubești și îl dorești continuare pentru tine, ți se pare că este o ușă... Nu, eu îi dau mesaj și zic te vreau acum, hai să ne împăcăm. Păi dar nu toți gândesc ca tine. E diferită poate Giulia de tine, dar mie nu mi se pare că e, adică nu știu, uitați-vă la reacția lui când a intrat ea. Ok, poate ea joacă un rol și poate avea la TV, nu știm, dar el, credeți că e un plan Ștefania făcut de către ei doi să vină în emisiune? Nu știu, a fost o teorie, dar n-am spus că... a văzut pe fața lui reacția naturală. Și tu ai plânge, dar n-am spus că neapărat a fost asta. Uitați-vă la material să vedeți... în slow motion. Credeți că este un plan de dinainte sau despărțit? Da, e relevant. Da, păi eu ce zic s-au despărțit, aici? Dar de fapt nu s-au despărțit. Eu ce zic aici? Sau poate voi au să se neapărat. Păi nu, că pot fi ambele variante. V-ați făcut și voi planul, dar nu v-am mai contat foștii? Hai, mai văd că mai 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 Rebecca, păi, gata. Ești tu de foșii noștri, Dragea. De ce te-a prins atât de tare? A prins glas. Pentru că avem dreptate. Ai prins tu pe ce ai? Așa e situația, sar în cap, mai ales pentru Alexandra. Aia e concurent nou. Tu cu reacțiile astea dai dreptate, sincer. Ce? Tu cu reacțiile astea cu le dai dreptate. Exact. Pare că te deranjează, pare că te deranjează adevărul. Păi, dar nu mă deranjează adevărul. Bă, dacă nu e o teorie, dar e aici, sar toate pe aici. Bă, cum vrei să reacționezi? Eu am fost când au sărit toate fetele pe mine. Gata, haideți încet, vă rog. Pe rând și încet, cu calm, liniștiți-vă. Alexandra. Da. Voi v-ați despărțit de mai multe ori până să vă așezați la masă și să aveți acea discuție serioasă și să ziceți gata, stop? Nu. Nu. Deci a fost prima și ultima despărțire, ca să zic așa. Bun. N-ați mai avut, nu știu, tot felul de alte mici discuții? Au mai existat discuții, clar că asta ne-a făcut până la urmă să luăm decizia definitivă. Dar nu pot să le numesc chiar despărțiri. Eu n-am să zic. Înțeles, i-a întrebat. Deci voi nu v-ați mai certat niciodată până la ultima asta discuție pe care ați avut-o? Atât de grav încât să luăm pauză? Nu. Pauză? Pauză, da, adică punct. Aha. Bun. Orice interpretați, incredibil. Păi, pauză nu e egal cu așa este. Alexandra. O pauză, e o melodie. Tu știai că el vrea să se înscrie aici, nu? Poftim? Tu știai că el vrea să se înscrie aici. Nu, nu mă gândeam că se înscrie și nu știam. Nu știam ce are în cap să fac. Păi, el Alexandra, liniștește-te puțin. Vă rog frumos. Alexandra. Da. Eu îți adresez niște întrebări. Absolut normale. Care să te ajute pe tine. Da, da, da. Eu nu vreau să-ți fac rău cu întrebările mele. Nu sunt împotriva ta. Sunt întrebări absolut normale. Nu trebuie să te ferești de mine. Nu, clar. Acesta este un reality show. Absolut. Bun. Probabil te gândeai că o să fie o zi mai ușoară pentru tine, dar din păcate nu este. Pentru început, cu atâtea întrebări și nu cu atâtea situații. Liniștește-te puțin. Te mai întreb o dată.
Știai că el vrea să se înscrie la emisiune? Știai că s-a înscris la emisiune? Nu. Am înțeles. Bine. Pentru că colegilor mei le-ai spus că da. Pe anul trecut. Voi v-ați mai despărțit odată. Anul trecut. El s-a înscris la emisiune. El a spus asta aici la televizor. Exact. Eu vorbeam de prezent, că nu știam că s-a înscris. Eu vorbeam acum. De câte ori să se înscrie și el? Pe bun, dar te-am întrebat dacă v-ați mai despărțit. Am avut o perioadă când nu am vorbit în trecut, da. Când a vrut el să se înscrie prima oară, de fapt s-a înscris sau nu știu ce. Deci știi? Da, prima oară, da. Eu vorbeam strict acum ce s-a întâmplat. De asta m-am dat răspunsurile astea. Nu, te-am întrebat, v-ați mai despărțit la trecut? Scuze, poate n-am înțeles întrebarea. Eu mă refeream acum. Păi și la orice ceartă ne înscriem la o emisiune de dating? Păi da. Păi ce? Păi da. De ce? Așa e. Se fac în ciudă. De ce te-ai înscris? În trecutul ăla, când eram eu cu ea, aveam câteva luni. Nici nu știu, nu câteva luni. Păi stai, scăpăm de an, ceva de genul. Dar de ce ai vrut să te înscrii la emisiune, Gagea? Atât de mult o iubeai încât vrei să fii la aici? Dar? Nu se fac în ciudă, dar cumva asta, reality-ul ăsta, reality show-ul ăsta, mi-a rămas cumva de mic. M-am uitat în trecut la de mic? Da. Puterea dragostei, mi-a plăcut și am zis că de ce să nu încerc și eu ceva de genul. Păi și cu iubirea pentru ea, că ai zis că o iubeai ca pe mama ta. Iubirea pentru Rebecca. Dar stai așa puțin, că erai împreună cu ea și ai vrut să te înscrii? Sau am o întrebare. Am o întrebare. Dacă vreți să se facă lumină, nu trebuie decât să faceți liniște. Unde e iubirea? Atât. Eu vă înțeleg, pe cuvânt. Eu chiar vă înțeleg. E ceață. Eu chiar vă înțeleg. Și eu la fel aș fi procedat. Dar mi-am dat seama că dacă tac și doar ascult, voi înțelege multe. Răbdare vă cer și puțină liniște. Bine? Gagea, de cât timp erați împreună? Când v-ați certat, te-ai supărat și ai vrut să te înscrii, v-ați despărțit și te-ai înscris, nu ai vrut. Te-ai înscris, am înscris, da. Te-ai înscris, iar noi nu te-am chemat. Da. Bun. Cât timp aveați împreună de relație? Ne-am cunoscut de ziua mea, am mers la mare în august, după a fost nunta fratelui, pe atunci ne-am certat. Am luat dulap la casă. Pe atunci ne-am certat. Păi îmi fac și eu. Lasă-mă că își faci filmul, om. Pe atunci ne-am certat. Iarnă, primăvară, toamnă. Deci, erau câteva luni. 2 luni, 3 luni, 4 luni. Octombrie, până prin ianuarie încolo, februarie. Ianuarie, februarie. Oricum eu nu țin minte. Dacă nu cunoșteam de ziua mea, nu știam când ne aniversăm. Okay, relația așa, astea, nu țin minte. Câte luni ai stat cu ea până te împaci? Vreo 3 luni, cred. Ok. Bun, deci erați de 3 luni împreună. V-ați certat. De ce v-ați certat? Nu vreau să vorbesc despre asta, că e ceva de familie, etc. Da. Despre asta nu vreau să vorbesc. Ok. Hai, pe Julie nu sare nimeni că se bagă. Hai, nu-i zici nimic nu, pe Julie. Nu vreau Rebecca, să bag eu. Rebecca. Săraca a rămas Rebecca. Singura care nu și-a dat cu părerea. Rebi. Tot din cauza voastră. Rebecca. Da. Rebi, intră în televizor, te rog. Vezi că nu te vezi. Da, ți-au zis cum mi-a răspuns la Antonin. Da. Mă roagă Antoni să vină până acolo. Vrei? Bine, da. Du-te. Dar dacă vine Antoni, Rebecca, așa, te rog, așează-te pe canapea. Vin aici. A. Bun, acum că s-a făcut liniște. Bun, nu vrei să vorbești, v-ați certat, v-ați supărat voi și te-ai înscris la emisiune. Prin decembrie, parcă m-am înscris. Bun. Eram despărțit de... Bun, ea, ce reacție a avut atunci? Că după ce v-ați împăcat, tu i-ai spus. A, da, 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 da. Ce ți-a zis? Păi faza e că m-am împăcat, am fost sunat și am zis că nu mai pot să vin, nu vreau să vorbesc. Că te-ai împăcat. Atunci n-am zis că m-am împăcat. A, nu? Dar ea ce ți-a zis că te-ai înscris la emisiune? A rămas șocat. De ce? Adică de ce ai vrut să mergi? Alexandra, care... mai ții minte? Da. Ce ai spus? Nu mă așteptam să aud că el s-a înscris la emisiune și nu am fost de acord.
Dar ți s-a părut un lucru bun, ai fost dezamăgită, ți s-a părut un lucru rău, nu știu, te-ai supărat, cum ai văzut înscrierea lui aici? Nu pot să zic că m-am supărat, nici n-am văzut cea mai bună decizie de a veni aici. Dar nu pot să zic că am avut o oarecare părere. Bun. Totul bine între voi, totul a mers bine, ați ajuns să vă iubiți. Da. Și totuși ați ales să vă despărțiți. Pentru că spui tu... Era prea mult cât puteam duce. Alexandra, erai prea posesivă. Da, am spus asta și în casa băieților. Bun. Da, oarecum prea posesivă, poate puțin stresantă. În momentul în care... Erau situațiile. Tu l-ai văzut pe el aici. Da. Acum. Ai hotărât să vii și tu. Da. De ce? Pentru a... Ce gânduri ai avut? Pentru a recuceri din nou și a forma din nou un cuplu în condițiile în care și el își mai dorește. Bun. Eu nu l-am văzut foarte ok aici. Și plus că am fost un subiect foarte discutat, atât în casa băieților cât și la noi.